1 ianuarie vine cu vești proaste pentru români. Începând cu prima zi a anului viitor, impozitele pe casă vor crește cu 50%. Spre exemplu, o clădire de beton pentru care până acum se percepea un impozit de 1000 de lei, cu instalații de apă, canalizare, instalații electrice și de încălzire, ar putea să ajungă la 1500 de lei. Despre acest subiect discut mai multe cu Nicolae Țăran, analist economic. Bună ziua, bine v-am găsit! Da, mulțumesc pentru intervenție. Într-adevăr, taxele pentru utilități vor crește foarte mult. Eu aș vrea să discut despre ultima inițiativă a Ministerului Finanțelor legată de creșterea impozitelor pe clădiri. Aceste impozite pe clădiri, dacă luăm apartamentele, să spunem, în blocurile clasice, sunt la ora actuală în jur de 0,5 euro pe metru pătrat. La 50 de metri pătrați un apartament cu două camere, în Timișoara, de exemplu, se plătește cam 25 de euro. Aceste taxe, să știți că sunt cele mai mici din Europa. Pe de altă parte, în structura veniturilor pe care le au primăriile și, mă rog, autoritățile locale, aceste taxe, să spunem, pe proprietate, reprezintă cam 2% din PIB, iar celelalte venituri pe care le înregistrează primăriile reprezintă cam 6% din PIB. Guvernul are aici în vedere o creștere a ponderii taxelor care nu depind, să spunem, de variabilitatea PIB-ului. Pentru că în condițiile în care avem creștere economică, sigur, veniturile la buget cresc, dar dacă apare recesiune, atunci veniturile scad. În schimb, impozitele pe proprietate sunt fixe. Aceasta e principala rațiune, nu vreau să fiu avocatul guvernului, aceasta e principala rațiune. A doua rațiune, și eu spun de la început că sunt de acord cu această măsură pentru că ea e moderată. Guvernul are în vedere o majorare cu 50% a impozitelor pe proprietate, ceea ce în contextul acesta este firesc, după părerea mea, în condițiile în care vor urma perioade mai complicate și în care veniturile sunt amenințate. Vreau să mai spun ceva. În Uniunea Europeană există doar două excepții în ceea ce privește politica fiscală. 25 de țări au o politică fiscală extraordinar de restrictivă, printre cele mai restrictive de pe glob. Astfel că, de exemplu, în Franța, veniturile reprezintă 53% din PIB, mă refer la anul trecut, e cea mai mare cotă din lume. În raport cu această cotă, la nivelul UE, ponderea veniturilor în PIB este între 46-47%, foarte ridicată. Dacă comparăm cu Statele Unite, unde veniturile, să spunem, în PIB sunt o treime, deci în Uniunea Europeană se apropie de 50%. Aceste două excepții la care m-am referit, care fac beneficiază de o politică fiscală expansivă, sunt Irlanda, care reprezintă aproape un record mondial. În Irlanda, veniturile provenite din impozite reprezintă mai puțin de 25% din PIB. România se situează pe locul 2, cu 33% din PIB și nu discut acum dacă e bine sau rău, pentru că e o discuție prea lungă, e legată de cheltuieli, am avut probleme și așa mai departe. Dar această moștenire a actualului guvern, în sensul că ponderea veniturilor în PIB e mică, îi permite să aibă posibilitatea unui spațiu fiscal mult mai mare raportat, de exemplu, la Franța, Germania sau celelalte țări din Europa. Și de aici, să spunem, încercările Ministerului Finanțelor, care vor fi mai multe, după părerea mea, de a majora ponderea veniturilor în PIB în contextul în care vremurile care vin sunt foarte tulburi și, evident, un deficit exagerat este foarte periculos, am mai vorbit și în emisiunile dumneavoastră, un deficit guvernamental mare generează automat și un deficit extern mare.
Și România este afectată și de deficitul intern, care anul trecut a fost peste 7%, și de un deficit extern care este în creștere. Deci, ca să sintetizez, părerea mea că această măsură este moderată, este normală, chiar dacă, sigur, multe frunze vor încreți în ideea că în momentul în care merg la primării să-și plătească impozitele pe proprietate, vor trebui să plătească cu 50% mai mult. Într-adevăr, domnule Țăran, vă mulțumim mult pentru intervenție și pentru toate explicațiile.